dintre voi mi-ați propus o grămadă de subiecte. Vă promit că o să le pregătim pe toate în live-uri. Mie mi-a foarte mult timp să pregătesc aceste live-uri. Vreau să vă arăt cam așa arată pregătirea live-ului meu. Deci ce vedeți acum este tot materialul pe care eu îl pregătesc dinainte pentru voi. Partea asta se numește overlays în program. În această parte eu îmi structurez atât partea de text, dacă vedeți, toate titlurile mi-s pregătite dinainte. Tot ce vedeți voi aici sunt titluri, sunt bannere, sunt imagini. Toate astea mi le pregătesc într-o anumită succesiune ca să pot să desfășor acest live cât mai eficient, cât mai concentrat, să vă prezint cât mai multă informație ca să puteți beneficia de ea. Cum v-am explicat, primele mele live-uri, dacă vă uitați acum la ele, mă apucă râsul pentru că aveam emoții, pentru că nu știam, m-am bâlbâit de multe ori, nu știam cum să mă uit la voi, cum să mă uit în telefon, cum să mă uit la overlays, nu știam, nu cunoșteam foarte bine platforma asta în care am pregătit acest material. Acum deja încet, încet ascultându-mă, pentru că așa cum v-am explicat, eu mă tot ascult după fiecare live și mă critic. Aici n-am zis bine, aici puteam să zic așa, aici am greșit, trebuia să folosesc alt termen și în permanență mă critic pentru ceea ce am făcut, dar mă și felicit când am făcut bine, recunosc. Mă mai pup în oglindă câteodată, dimineața mă mai cert când nu fac ceea ce trebuie, în special când iau un jumătate de kil în greutate, îmi trag vreo două perechi de palme și mă fac grasă ordinară. De exemplu, e foarte important să ne și apreciem și să ne și criticăm atunci când greșim. Pentru mai multe sfaturi și trucuri, accesați www.medataloș.ro, iar dacă doriți să sprijiniți acest proiect, nu uitați like și share.